Bună prieteni, sunt Betty de la canalul de YouTube Sfaturi de iubire. Astăzi aș vrea să dezbat cât mai multe dintre subiectele ce țin de supraviețuirea după despărțire, cum oprești durerea, cum îți găsești liniștea, cum îți repari mândria, cum mergi mai departe într-o lume în care fostul sau fosta se bucură de viață în timp ce tu te zbați în agonie. Acestea și multe altele legate de despărțire le voi discuta în cele ce urmează. Te asigur că te va interesa fiecare cuvânt, însă, până atunci, nu uita să! te abonezi dacă cumva nu ai făcut-o, e gratuit și astfel vei putea fi notificat când încarc un nou video care îți va fi de folos. Nu uita să apeși și butonul like și de ce nu și butonul share dacă dorești să distribui altora acest conținut. Deși unii specialiști în relații sunt de părere că Intensitatea suferinței prin care individul trece după o despărțire ar fi direct proporțională cu calitatea și cu lungimea relației, eu îndrăznesc să-i contrazic și să spun că o despărțire doare indiferent de lungimea sau de intensitatea legăturii dintre cei doi. Poți avea o relație scurtă de câteva luni, să spunem, sau uh, chiar o relație care nu a mai avut loc și totuși să fi schilodit emoțional în urma acestei experiențe. De aceea foarte mulți oameni care mi se adresează mă întreabă de ce oare sufer atât de mult fiindcă nici măcar nu a fost o relație bună. A fost mai mult suferință sau nici măcar nu a fost o relație lungă, ori nici nu știu dacă o pot numi relație, când cineva te respinge ca partener romantic, fie că te părăsește după ce ai avut o relație, fie nici nu vrea să te accepte măcar ca partener romantic, nici măcar nu vrea să accepte o relație cu tine, ei bine, când așa ceva se întâmplă, una dintre aceste două situații, primești o mare lovitură la capitolul Stimă de sine. Deci, o parte a suferinței după despărțire provine din această lovitură, din moment ce cineva ți-a spus fie că nu te califici pentru rolul de iubit, iubită, fie că, în cel mai rău caz, te califici doar pentru rolul de prieten sau prietenă. Evident că începi să îți pui probleme asupra capacității tale de a fi dorit, iubit, apreciat și de aceea nu mai gândești cu luciditate, ci mânat de dorința de a-ți reafirma capacitatea de a te face atrăgător pentru această persoană. Deci mulți oameni interpretează greșit intenția lor de a recăpăta acest om. Ei spun că își vor foști înapoi pentru că îi iubesc. Însă, tot ei sunt cei care susțin că acest om este plin de defecte, că le provoacă foarte multă suferință. Deci, logic, nu ai avea cum să spui că vrei înapoi o astfel de persoană, orică despărțirea de un astfel de om te supără. Ar trebui să te bucure, nu? Că doar nu era un partener bun. Deci, de aici rezultă că o mare parte a dorinței de a reface relația nu provine din iubire, ci din dorința de reafirmare a capacității de a fi atrăgător, de refacerea stimei de sine. Și cine îți poate reface stima de sine mai bine decât cel care ți-a distrus-o? Aceasta ar fi, deci, o primă sursă a suferinței după un fost partener. O altă sursă provine din anxietatea de separare. Nevoia de a aparține cuiva este una dintre cele mai profunde nevoi ale omului. Noi am fost programați să dorim să ne afiliem, să fim acceptați de membrii societății. Anxietatea de separare este foarte ușor observabilă la copii și te rog să fii atent la similitudinile de comportament pe care ți le voi explica. De exemplu, când un copil trebuie să doarmă singur noaptea sau să fie lăsat la grădiniță, el începe imediat să transmită anumite semnale care merg de la rugămintea de a nu fi lăsat singur, la plâns sau chiar la stări agresive de protest, adultul părăsit de partenerul de viață începe îndată să trimită și el acest tip de semnale, asemănătoare cu cele ale copilului rămas singur. Astfel vom putea observa la aceștia manifestări identice cu ale copilului rămas singur, adică plâns, insistențe, rugăminți adresate celui care te-a părăsit pentru a reveni asupra uh, deciziei de a vă despărți. Cel care părăsește, așa cum v-am explicat și în alte videouri ale mele, în prima fază respinge orice insistențe venite din partea ta blochează absolut orice astfel încât tu ajungi să fii flămânzit pur și simplu de nevoia de a primi un răspuns emoțional din partea fostului partener și sfâșia de durere, îți abandonezi pur și simplu gândirea rațională și începi să faci tot felul de acțiuni nebunești, să bombardezi cu mesaje, să ieși în cale pentru a-l convinge din vorbe, cum că trebuie să te iubească și să rămână în relație cu tine. Eu v-am mai spus că a încerca să convingi prin dialog pe cineva să te iubească este un efort penibil și inutil, v-am explicat în alte videouri ce trebuie făcut, însă ce spun astăzi este foarte important fiindcă te va ajuta să-ți ameliorezi uh, durerea pe perioada în care fostul partener nu este oricum dispus la un dialog cu tine. În viață trecem printr-o serie de evenimente dramatice ca pierderea slujbei, Eșecul la un examen, pierderea unui proces la judecătorie, pierderi de bani și alte necazuri, Doamne ferește. Din păcate, mecanismul care ne trece cu succes peste toate evenimentele dramatice ale vieții pare a nu face față. Atunci când trebuie să trecem peste o despărțire. În activitatea mea am întâlnit o mulțime de oameni de toate vârstele, de toate categoriile sociale, care au trecut prin despărțiri dintre cele mai diverse, și ceea ce am observat la toți este că atunci când cineva te părăsește ori te respinge, resursele emoționale pe care te bazezi în mod obișnuit dispar cu desăvârșire și te simți dintr-o dată total neputincios. Acest lucru are o explicație științifică și pe această cale te felicit că urmărești acest video și că dorești să-ți rezolvi problemele prin mișloace dovedite științific, ci nu prin vrăji ori păreri neavenite. Separarea de persoana iubită activează în creier aceleași mecanisme care se activează atunci când dependenții de droguri se abțin de la consumul unor substanțe ca heroina sau cocaina. Dacă suferi enorm după despărțirea de partenerul tău, acest lucru se datorează în parte traversării acestei perioade de sevraj și din cauza că nu poți avea acces la cocaina sau la heroina dată de prezența fostului partener în viața ta, pentru că evident în momentul de față sunteți despărțiți, ei bine, mintea ta subconștientă alege să se dopeze cu supraanaliza unor interacțiuni recente cu acesta și de asta obsedeze asupra ceea ce s-a întâmplat între voi de dată recentă, cu cercetarea, uh, asiduă a profilurilor uh, fostului sau fostei de pe rețelele de socializare. Ești frământat, deci să afli de ce te-a părăsit, ce se întâmplă cu el, e cu cineva uh, și faci ne necontenit aceste săpături. Tu crezi că rezolvi un mister, însă ceea ce faci atunci când obsedezi asupra persoanei care te-a părăsit este, de fapt... Uh, un medicament pe care ți l administrezi pentru a compensa lipsa fostului partener din viața ta. Fiind în această stare de neliniște profundă, omul părăsit urzește necontenit planuri de cum să aducă înapoi persoana iubită sau măcar cum să facă să o vadă, merge la supermarket, de exemplu, sau în spațiile publice pe care le frecventa pe vremea când era împreună cu fostul partener, în speranța că îl vor întâlni pe acesta acolo, unii chiar se vor sui în avion, eu mă duc acolo că sigur când mă va vedea, voi putea vorbi cu el și îl voi face să se răzgândească. Am să -i explic eu cum vine treaba și am să-l privesc în ochi și am să-l conving. Deci cel părăsit caută cu obsesie o modalitate de a repara conexiunea. Din păcate, nu funcționează acest lucru și de ce nu funcționează, am explicat în alte videoclipuri, astăzi însă vreau să vă dau alte informații la fel de importante, deci rămâi în continuare pe recepție, mulți fiind blocați pe toate canalele de către foștii parteneri, nu-și găsesc liniștea, își fac conturi false și Speră ei să poată, prin aceste conturi false, să intre pe profilurile de Facebook sau de Instagram ale fostului partener și pe profilurile tuturor celor care reacționează sau care comentează la postările fostului. Deci, dacă te regăsești în toate acestea, vreau să-ți explic că faci, de fapt, toate aceste acțiuni pentru a-ți hrăni dependența. Din păcate, în acest fel îți întârzi vindecarea. Sunt însă astăzi aici pentru a te ajuta să supraviețuiești acestei perioade teribile de după despărțire și să te ajut să-ți redobândești liniștea. În această perioadă de durere, cei din jur te pot face să simți că nu ai dreptul să suferi după despărțirea de persoana iubită. Ei nu cunosc explicațiile pe care le-am dat mai devreme și ei cred că este ceva supus voinței a înceta să suferi și astfel te vor lua peste picior sau chiar te vor certa și îți vor spune lasă-l că era un porc, bine că ai scăpat de el sau era o ticăloasă, ducă sau ești dita mai omul, vino-ți în fire chiar așa sau celebra are balta pește. Toate aceste lucruri pot fi adevărate, însă cel părăsit nu poate să treacă peste despărțire într-o clipă, fiindcă mintea și organismul său nu sunt pregătite, și astfel trebuie mai întâi să treacă prin anumite faze pentru a putea ajunge să se simtă mai bine. Iată care sunt acele faze. Nu toată lumea trece prin absolut toate fazele despre care voi vorbi, dar cu siguranță te vei recunoaște în multe dintre. Aceste explicații. Prima fază prin care treci atunci când ești părăsit este faza de negare. Te gândești, e supărat, e supărată, o să-i treacă. Sau sigur e o confuzie pe undeva la mijloc, nu mi-ar face una ca asta. Sau o să-și revină, e ridicol. Negarea este răspunsul automat al creierului la veștile proaste. Faza de negare te ajută să minimalizezi în primă instanță durerea de a fi pierdut persoana pe care o iubești. Ești prins între speranța că lucrurile vor reveni la normal și conștientizarea realității potrivit căreia viața pe care ți-o imaginase și cu acest om se dizolvă sub propriile tale priviri. În această fază de negare, cei părăsiți caută anumite afirmații pe care fostul partener le-a făcut la un moment dat și din care reieșea Că relația urma să continue. Astfel, ei își vor aminti lucruri de genul a spus că mă va iubi toată viața, sau a spus că în vara asta plecăm în vacanță în Spania, sau n-ar fi spus că vrea să ne cumpărăm mașină nouă dacă avea de gând să se desparte de mine. Dar ceea ce nu știe omul părăsit este faptul că cel care l-a părăsit avea de mult în plan să renunțe la relație, însă s-a luptat cu el însuși o vreme până ce a luat această decizie. El însuși a fost indecis și de aceea este posibil să fi spus lucruri de genul celor menționate mai devreme, însă așa cum v-am explicat și cu alte ocazii, odată ce a luat hotărârea și ți-a spus-o, cel puțin pentru o perioadă, nu va mai da înapoi. Am întâlnit cazuri în care, chiar și când despărțirea este clară ca bună ziua, cel părăsit, aflat în faza de negare, nu acceptă realitatea și încă se mai îmbată cu apă rece, spunându-și, știu că încă mă iubește, mă iubește enorm, dar nu-și dă seama, sau am auzit chiar și fraze halucinante de genul, mă iubește enorm, dar e ambițios, de-aia nu vrea să fie cu mine. Cea de-a doua fază este faza de mânie, în faza de mânie vei gândi lucruri ca îl urăsc, o urăsc sau va regreta că m-a părăsit. Deci după ce omul părăsit vede că se îngroașă gluma, ajunge să fie mânios pe cel care l-a părăsit. Va plânge, va avea izbucniri violente, va spune fraze ca cum a putut să-mi facă una ca asta sau sper să plătească sau sper să uh, îl pedepsească Dumnezeu sau uh, lucruri de genul ăsta. Partea bună a fazei de mânie este că îți va furniza energia de care ai nevoie pentru a te menține la suprafață în tot acest haos al durerii, însă este fundamental să te ții departe de orice gând al răzbunării. Nu vrei să te pricopsești cu vreun dosar penal sau să-ți distrugi tot viitorul devenind hărțuitor, ori, Doamne, ferește chiar agresiv, așa că rămâi calm în fața de mânie. Cea de-a treia fază este faza uh, în care Omul trece printr-un fel de mountain rus sau rollercoaster emoțional, astfel va gândi și va spune lucruri de genul îl urăsc, este un ticălos fără suflet, iar după câteva minute va spune e cel mai minunat om, nu voi mai găsi vreodată unul ca el. În această etapă se vor alterna deci stările de durere cu cele de mânie, apoi cu cele de speranță, cu cele de disperare, de singurătate și așa mai departe. Ba, simți că iubești enorm această persoană și că este singura care te poate face fericit, ba, o urăști și o condamn, ba, îi scrii mesaje pline de afecțiune, ba, îi scrii plin de resentimente, îi reproșezi, îl faci vinovat de toată suferința asta fără margini. Cea de-a patra fază este faza de negociere. În această fază, cel părăsit încearcă să-l roage insistent pe fostul partener să revină asupra deciziei despărțirii, fiind de cele mai multe ori respins din nou, cel părăsit își orientează în continuare cererile către o instanță divină în speranța că aceasta ar putea influența deznodământul situației. În acest stadiu omul consideră că este neputincios în a schimba în vreun fel realitatea și crede că doar o minune dumnezeiască ar mai putea Repara situația, astfel va merge la biserică și va practica tot felul de ritualuri, va participa la slujbe, va merge la spovedanie, va face absolut o de în stânga și în dreapta, unul îi va spune să ducă pâine la biserică, altul îi va spune să scrie acatiste, altul îți spune că știe el o biserică cu o icoană făcătoare de minuni care a ajutat-o pe mătușa Aglaia să se împace cu unchiul Sandel și așa mai departe. Aceiași oameni care merg la biserică nu se vor da în lături de a merge apoi la ghicitori, la vrăjitori. Vor deveni obsedați de horoscoape, de citiri în tarot, în cărți de joc. Unii deși nu se vor opri până ce nu vor epuiza toate resursele pe care le-au la dispoziție. Cel mai trist este faptul că Știința este ultima la care oamenii apelează după ce au eșuat lamentabil în toate departamentele celelalte. Ei ajung să solicite consiliere sau să se auto-instruiască din cărți ori din astfel de materiale video abia atunci când nu mai au altă opțiune la îndemână. Deci, în loc să înceapă cu știința, vor face tot restul bazaconilor pomenite mai devreme, iar la știință vor apela. Ultima. Cea de-a cincea fază este faza de depresie. După ce ți-ai epuizat toate resursele fizice și psihice, când nici din partea Divinității nu ai primit mare sprijin și constați că fostul nu are de gând să mai revină asupra deciziei sale, ești nevoit să dai piept cu. Realitatea. Simți marele gol al pierderii, nimic nu-ți mai aduce bucurie, eviți orice interacțiune socială, vrei doar să fii singur, pierzi absolut orice motivație, totul-ți se pare inutil. Vei petrece astfel zile întregi într-o tristețe adâncă, vei avea perioadă de gol total în care nu vei putea face nimic din ceea ce făceai în dinamica normală a vieții. Nu mai ai visuri, nu mai ai niciun program, nu mai ai niciun plan, totul pare apocaliptic, pustiu, cenușiu și absurd. În această fază, individul realizează că cel care l-a părăsit nu va mai reveni și se străduiește cu greu să proceseze această idee și să găsească o rațiune de care să se agațe pentru a putea merge mai departe. Nu dispera, de aceea mă aflu azi aici ca să te ajut. Următoarea fază prin care cel părăsit trece este faza de recidivă. Această fază este, dacă vreți, ca o ultimă încercare disperată de a evita teama de necunoscut. Omului este teamă să pășească singur într-o lume pe care nu și-o imaginase fără fostul partener și își spune, totuși, Trebuie să rup până la capăt, eu nu mă las. Și este astfel tentat să uh, își caute din nou fostul partener. Se pot regăsi cu ușurință în acest tip de comportament cei care încearcă să țină nou contact și nu reușesc. Pentru cei care vor să-și aducă fostul fosta înapoi, am explicat în alte videoclipuri fazele prin care aceștia trec, dacă tu rămâi în nou contact și care este fereastra de oportunitate în care. Șansa de reconciliere este cea mai crescută. Acest lucru îl descriu amănunțit în cartea mea intitulată Ce să faci, ce să spui și ce să scrii pentru a aduce înapoi pe cineva care te-a părăsit. Dau în această carte și alte îndrumări despre modul în care trebuie să comunici cu fostul partener pentru ca nu cumva să dai greș în faza de reluare a comunicării cu acesta. Însă astăzi rămâi pe acest video fiindcă vorbesc. Atât pentru cei care nu mai doresc o reconciliere cu fostul partener și care doresc doar să se vindece, însă vorbesc și pentru cei care încă mai sunt dispuși să primească înapoi pe fostul partener. Coincidență sau nu, pașii pe care îi faci pentru a te vindeca sunt aceiași cu cei pe care îi faci pentru a reatrage un fost în viața ta, evident până la punctul de restabilire. A comunicării. Acela este punctul în care strategiile încep să se distingă. În acest punct, cei care vor o. Reconciliere trebuie să pună în practic strategiile de comunicare, iar cei care nu mai doresc o reconciliere pur și simplu rup orice legătură pe termen nelimitat. Revenind la faza de recidivă a celui părăsit, mulți dintre cei care sunt acum pe recepție cu siguranță au trecut prin această fază de mai multe ori chiar. De aceea mă adresez prin acest video în special celor care au epuizat orice soluție și care vor să-și găsească pacea sufletească. Nu toate persoanele experimentează faza de recidivă, ori o pot experimenta diferit, însă dacă ajungi să treci și prin această etapă, nu este un lucru rău, întrucât ți se va reconfirma faptul că persoana care te-a părăsit nu era omul potrivit. Partea rea este aceea că în cazul foarte probabil în care vei fi respins din nou, stima de sine va avea și mai mult de suferit și te vei afunda din rău în mai rău, întârziind vindecarea. Deci în faza de recidivă trebuie să rămâi adunat și să reziști în continuare tentației de a contacta fostul partener. În fine, ultima fază este faza de acceptare depui toate armele, nu te mai opui realității, nu mai depui niciun efort pentru a schimba situația. Vei reuși să treci ziua fără a mai simți nevoia de reconectare cu fostul partener, fără a mai simți nevoia să-i scrii, fără a mai fi interesat să intri pe profilurile de pe paginile de socializare ale fostului partener. Vei avea Planuri și visuri noi, devii din nou un om deschis, interacțiunii sociale, vei fi deci deschis să dialoguezi cu oameni vechi și noi. Însă până vei ajunge în această fază, trebuie să urmezi anumiți pași strategici care te vor ajuta să traversezi fazele de care ți-am spus până acum, cât mai repede și cât mai ușor, nu vrei să mai suferi. În noua mea carte intitulată Ghidul de Supraviețuire după despărțire, explic pe larg toți pașii strategici pe care trebuie să-i faci pentru o vindecare cât mai rapidă. Cartea conține și exerciții interactive prin care îți vei putea planifica și evalua singur progresul în urma acestor pași strategici. Nu voi putea dezbate astăzi toți pașii, însă unul dintre ei este stabilirea motivului pentru care cineva te-a părăsit. Marea majoritate a celor care părăsesc vor da un motiv fals ori evaziv de genul nu e vina ta, e vina mea sau nu sunt pregătit pentru o relație, alții vor da vina pe tine, nu ne potrivim sau ești prea mult indiferent de motivul care ți se dă. Fie el real sau fals, mintea ta preferă să creadă că e altceva, că e ceva legat de o interacțiune recentă, de ceva ce ai făcut ori n-ai făcut, de ceva ce ai zis ori nu ai zis sau ceva ce altcineva a zis despre tine și care ar fi putut avea ca rezultat o hotărâre atât de drastică ca cea a despărțirii. Ajunge astfel să supraanalizezi ultima întâlnire cu această persoană sau să supraanalizezi ce s-a întâmplat în ultima săptămână sau ce s-a întâmplat la ultima convorbire și care ar fi putut determina această persoană să te disprețuiască în asemenea hal încât să vrea să scape de tine pentru tot restul vieții. Tu trebuie să înțelegi însă că nici o motivație a despărțirii nu are să te satisfacă, așa că primul pas spre vindecare este să încetezi a mai căuta să afli care a fost motivul despărțirii. Fie accepți ca fiind reală motivația care ți s-a dat, fie găsești tu singur o motivație și încetezi munca de căutare și de analiză. Un alt pas ar fi dezidealizarea fostului partener. Una dintre Tendințele pe care le avem atunci când suferim după o despărțire este să idealizăm persoana care ne-a părăsit. Ne amintim astfel tot ce era mai bun și mai frumos la această persoană. De exemplu, avea ochii aceia frumoși, sau avea părul acela superb, sau avea corpul acela sexy etc. O altă greșeală pe care oamenii o fac este aceea de a se concentra pe felul în care fostul i-a făcut să se simtă în fazele incipiente ale relației, care nu mai au nicio relevanță și nu poți lua ca etalon al relației fazele incipiente ale acesteia. Așa cum am explicat și în alte videouri, la începutul oricărei relații, oamenii trec prin așa numita fază a lunii de miere în care, datorită anumitor substanțe chimice pe care creierul le eliberează când omul este îndrăgostit, acesta își iese din caracter și poate deci avea un comportament frumos, dar care, din păcate, dispare odată ce nivelul acestor substanțe revine la normal. Tu trebuie să evaluezi deci relația ta așa cum a fost ea după ce faza lunii de miere s-a scurs, după ce partenerul tău a redevenit el însuși, fiindcă acela este etalonul corect. De multe ori oamenii rămân în relație cu cineva pentru că ei speră să readucă partenerul în standardele pe care acesta le avea în perioada faza lunii de miere. Ei, practic, nu mai iubesc omul care este, în momentul de față, partenerul, ci iubesc potențialul maxim al acestui partener. Pentru a evita, deci, idealizarea, trebuie să contrabalancezi părerile exagerate bune despre acest om cu uh, conștientizarea celor mai mari defecte ale acestuia. Deci trebuie să te forțezi conștient să îți amintești tot ce era mai urât și mai neatrăgător la această persoană și să faci o evaluare negativă a acestuia. De exemplu, să ți amintești că era zgârcit, era egoist, te ținea ore întregi în așteptarea unui răspuns la mesaj, nu te respecta, nu te aprecia, mințea și așa mai departe. O mare greșeală pe care oamenii o fac în procesul iubirii este acela că se pierd pe ei înșiși și renunță la tot ceea ce forma lumea lor în încercarea de a fi pe plac partenerului. Fac din partener centrul vieții lor și e și normal că dacă ai renunțat la tot ceea ce însemnai tu pentru a venera acest om, îndată ce el nu mai face parte din viața ta, tu te vei simți dintr-o dată golit. De aceea trebuie să ai grijă ca și pe durata relației să încerci să primești fericirea din mai multe surse <gânt> pentru a nu risca să rămâi complet în aer atunci când un partener pleacă din viața ta. De aceea o mare parte a pașilor pe care îi vei mai avea de făcut în afară celor pe care am menționat deja, sunt cei mai importanți și țin în principal de reconstrucția ta ca om, de redescoperirea misiunii tale. Poate uh, misiunea ta este dragostea pentru natură sau pentru grădinărit, pentru animale, pentru muzică, pentru dans, pentru pictură, pentru afaceri, pentru arta culinară, pentru mecanica auto sau pentru informatică, croitorie, zidărie sau temirce altceva cu siguranță, deci misiunea ta nu este aceea de a te ocupa de acest individ neînsemnat care este fostul sau fosta ta. Mai trebuie să mai înțelegi și faptul că Viața este în mare parte o cursă solo. Mulți dintre cei care se alătură cursei noastre de-a lungul vieții nu vor rămâne lângă noi până la final. Și eu am fost părăsită de mai multe ori, Până ce am învățat să mă asigur că am la ce mă raporta în viață, în afara partenerului meu, și nu am reușit să am relații de succes până când nu am prioritizat misiunea mea pe această lume, până nu am prioritizat activitățile mele profesionale, lucrurile care mi-aduc mie cele mai mari împliniri. Deci, trebuie să înveți să mergi singur. Dacă înveți să mergi singur. Cu încredere în tine și uh, cu dedicație misiunii tale vei atrage oameni de o calitate din ce în ce mai bună, iar fostul tău va privi spre evoluția ta cu rușine și cu invidie. Ai demnitatea de a rezista și de a merge neclintit înainte. Încetează să-ți mai plângi de milă. Atitudinea ta trebuie să fie următoare. Nu-mi datorează nimeni nimic, nu sunt dezavantajat, nu sunt nedreptățit de soartă, sunt echipat cu tot ce am nevoie, sunt deștept, sunt întreg, nu mă ține uh, pe mine nimic de la destinul meu. Eu am să reușesc, am să sprintez pe calea succesului și am să las pe fost gură cască. Deci nu-ți mai pierde vremea să afli de ce te-a părăsit, cu cine e acum, pe cine a mai adăugat pe pagina de socializare, cu i-a like, cine a dat like, pentru că timpul și misiunea ta sunt prea prețioase ca să te mai ocupi cu așa ceva. Nu te mai lăsa, deci, distras de lucrurile care nu contează. Ceea ce contează ești tu și cei care rămân cu tine și misiunea ta pe această lume. Când ești părinte singur cu un copil, așa cum am fost eu, de exemplu, nu se înghesuie nimeni să intre în viața ta pentru a te sprijini, ci intră doar pentru a te folosi, pentru că te vede slab și vulnerabil. Când am văzut că oamenii care intrau în viața mea, nu erau acolo pentru sacrificii, ci pentru beneficii, am realizat că nu este rentabil pentru mine să mă abat de la misiunea mea pentru a repara partenerii din viața mea, ori pentru a jeli după ei. Am ales să mă dedic activității mele profesionale, considerând că dacă cineva, la un moment dat, dorește să se alăture cursei mele din mers, va ști. Cum să se ridice la standardele pe care le va vedea deja trasate în jurul meu. Când trasezi aceste standarde cu fermitate și încredere în tine, oricine, inclusiv fostul sau fosta, te vor așeza pe un, pe un loc de vârf pe scara lor valorică și nimeni niciodată. Nu renunță la o valoare. Așa cum spuneam, printr-o proastă gestionare a vieții noastre, ne micșorăm de unii singuri valoarea. Cred că deja. Am vorbit cam mult astăzi, vreau să vă prezint noua mea carte intitulată Ghidul de supraviețuire după despărțire. Am creat această carte pentru a te ajuta să treci mai ușor prin experiența dureroasă a despărțirii, pentru a te ajuta să-ți recapeți identitatea, stima de sine și controlul asupra propriei vieți. Vei găsi explicații pas cu pas despre drumul tău spre fericire și spre liniștea sufletească. Vei avea exerciții și activități interactive care te vor ajuta să te redresezi și să-ți evaluezi progresul. Misiunea mea este aceea de a te lua de mână și de a te trece peste această punte grea a vieții numită despărțire și de a te duce în locul unde începe adevărata ta viață, viața pe care o meriți, o viață de succes, de împliniri, o viață în care vei găsi iubire împărtășită și pace sufletească. Pentru cei care încă doresc să-și aducă fostul partener înapoi, vă recomand și bestsellerul meu intitulat Ce să faci, ce să spui și ce să scrii pentru a aduce înapoi pe cineva care te-a părăsit titlul acestei cărți este atât de grăitor încât ai înțeles exact ce vei găsi în această carte. Vă recomand și broșura Ce să scrii după nou contact, care conține un număr de exemple suplimentare de mesaje text pe care să le trimiți fostului partener după ce Evident, ai făcut tot ceea ce era corect, strategic. Nu pot încheia uh, această emisiune înainte de a vă recomanda. Și cartea mea Reușește azi, o carte care îți decodifică mecanismul după care funcționează mintea umană, explicând cum trebuie să vorbești minții tale pentru a putea să preiei controlul asupra acesteia și să o folosești pentru a-ți împlini visurile. Ești creatorul propriu. Al propriului tău destin și al propriului tău succes. Toate cărțile mele pot fi comandate din orice țară și de pe orice tip de card conversia, făcându-se automat. Las în descrierea acestui video și în comentarii linkurile de unde puteți comanda aceste cărți dacă sunteți interesați. Vă rog să nu uitați să subscrieți la canalul meu, mi-ar ajuta foarte mult. De asemenea, să apăsați butonul like, butonul share dacă v-a plăcut acest video. Te felicit că ai ales să te instruiești, oamenii instruiți, strălucesc și ies victorioși din absolut orice situație.